Respirația în diferite medii de viață. Respirația în mediul acvatic. Resursă educațională pentru clasa a șasea. Respirația branhială, realizată prin branhii, respirația cutanată, realizată prin piele, și respirația pulmonară, care se realizează prin plămâni, sunt principalele tipuri de respirație ale animalelor vertebrate, ce le regăsim în mediul acvatic. Respirația branhială este specifică majorității peștilor. O întâlnim însă și la unele grupe de nevertebrate sau în stadii incipiente de dezvoltare a amfibienilor, adică la mormoloci. Branhiile pot fi externe sau interne. Branhiile externe sunt situate în afara corpului și sunt extensii tegumentare foarte bine vascularizate. Le puteți observa la proteu, imaginea o vedeți în partea dreaptă, sus. Branhiile interne sunt lame subțiri, roșii, dispuse pe arcuri osoase în camera branhială. Camera branhială este protejată de opercule la peștii osoși sau prin fante branhiale la cei cartilaginoși. Respirația cutanată sau tegumentară. La multe nevertebrate acvatice, dar și la unele vertebrate, cum ar fi amfibieni, inclusiv la peștii ce trăiesc în ape slab oxigenate, schimburile de gaze se realizează prin intermediul pielii. Deci, aceste viețuitoare au o respirație tegumentară. Respirația pulmonară. O regăsim la broaștele testoase marine, la mamifere, la balene și delfini și chiar la unii pești, de exemplu, la peștii dipnoi. În cazul în care cumpărați sau pescuiți un pește, analizați branhiile. Observați lamele branhiale și arcurile pe care sunt acestea prinse, operculele și camera branhială. De ce credeți că la unii pești lipsesc solzii?